Vedeți, încercați cu scobitoare să nu se lipească de... Așa. Îl puteți tăia în două și puneți o cremă și îl umpleți cu... și îl acoperiți cu cealaltă parte și vă faceți un tortuleț delicios. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi vom face un blat cu lămâie. Și acestea sunt ingrediente. Așa, voi avea nevoie de 4 ouă. 4 ouă întregi. Așa, eu mi le-am pregătit toate aici. 4 ouă întregi. Apoi vom avea nevoie de făină. De 330-300 de grame de făină. Acum o punem treptat și vedem consistența aluatului la sfârșit. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Depinde cât de uscată este făina. A, așa. 135 de ulei. Praf de copt, 12 grame de praf de copt. Un praf de sare. Și rețeta pe care o fac eu, punem zahăr și zeamă de lămâie și cu coajă. Dar astăzi vreau să fac ceva diferit și am pus zahărul și cu lămâia întreagă, lămâi biologice, cu tot cu coajă, tăiate feliuțe, cu tot cu sâmburi, cu tot, cu tot, cu tot. Și le-am pus pe foc până a scăzut așa bine și s-a făcut, s-a înmuiat. După aceea le-am blenduit foarte bine și apoi le-am strecurat și mi-a ieșit această cremă de lămâie. Deci cu tot cu sâmburi, cu tot cu coajă. Deci am pus să cântărim 2 lămâi sau 3, deci în jur de 200 de grame de zahăr să fie pentru această rețetă. Și cântărim 200 de zahăr cu 200 de lămâi. Le tăiem bucățele, le punem cu zahărul pe foc și până se face așa ca o dulceață. Lăsăm încet, încet la foc mic. Și când s-au înmuiat lămâile, le blenduim, le trecem prin sită și obținem această cremă. Cine nu dorește să facă așa, pune 200 de zahăr și zeama de la o lămâie și coajă. Acum gustați și cu lămâia dacă vă place mai acrișor sau nu. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Începem să facem blatul nostru cu lămâie astăzi. Și o să avem nevoie de o tavă. Eu am să fac în această tavă și o să iasă nu tot, așa micuț, nu prea înalt. Îl doriți mai înalt, dublați cantitățile. 33 pe 22 și este înaltă de 5,5. Să-mi pregătesc mai întâi tava. Aici am o cutie de copt. Dau deoparte și mung. Mung tava la început cu puțin ulei. Pe margini. Punem hârtia de copt să fie pregătită tava. Am deschis și cuptorul să se încălzească și dăm deoparte uleiul. Așa. Punem hârtia de copt cu ouăle, să le punem în vas 4. Aici avem un tel, punem și praful nostru de sare, așa aici, așa cât luăm între două degete prăfușorul de sare. Amestecăm puțin. Și acum
am să pun și uleiul. Și acum avem două opțiuni. Doriți să faceți mai repede, puneți zahărul și cu zeamă de lămâie și coajă de lămâie. Dacă astăzi o să facem într-un alt mod, aveți mai mult timp, tăiați lămâia feliuțe, lămâile întregi și cu zahărul și puneți pe foc. Când se înmoaie, lăsați circa 10 minute, nu mai mult. Blenduim și dăm prin sită și obținem acest rezultat. Dar dacă faceți cu zahăr, punem zahărul, coaja de lămâie și zeama de lămâie, de la o lămâie sau jumătate, depinde, gustați să vedeți dacă vă place de gust. Eu pun de obicei coaja de la o lămâie și zeama de la o lămâie. Așa, astăzi am să fac cu această, cu această cremă. Deci sunt două variante. Așa, și facem cu această cremă. Și o să punem pe toată așa aici. Vedeți? Este ca o marmeladă. Ia uitați. Deci am blenduit-o și am trecut-o prin sită. Și punem aici totul. Și amestecăm. Dacă optați pentru varianta cu zahăr, deci să amestecați bine această compoziție până se topește bine, bine, bine zahărul și după aceea dați la foc. Așa, și acum amestecăm așa bine aceste ingrediente. Puteți face și cu un mixer. Mixați bine totul. Și la urmă adăugăm făina și cu praful de copt. Așa. Amestecăm mai întâi bine, bine, bine și după aceea punem făină. Așa, acum adăugăm făina. Deci am spus între 300-320. Acum depinde de cât de uscată este făina. Așa, și cu praful de copt. Și am să pun mai întâi o parte cu praful de copt. Și amestecăm. Și după aceea adaug restul. Și mai adăugăm încă puțină făină. Am să vă arăt exact consistența aluatului, cum este la urmă. Deci circa 300 de grame. Aici aveam 320 și am să dau deoparte. Deci 300 de grame de făină. Deci dacă este prea uscată, intră mai mult, este umidă. Așa, intră mai puțin. Vedeți, cam așa. Și amestecăm bine, 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 bine. Vedeți consistența? Cam așa trebuie să fie. Așa. Să curgă. Dar dacă faceți cu zahăr și cu zeamă de lămâie și coajă de lămâie, zahărul trebuie să fie topit. Controlați cu degetul să nu simțiți zahărul. Așa.
Am amestecat așa bine, vedeți compoziția cam așa, să curgă. Și acum o punem în gamă. Și o pun în această tavă, 33x22 și este înaltă de 5,5. O să iasă subțire, îl doriți mai înalt, puneți într-o tavă mai micuță sau dublați cantitățile și faceți mai mult. Așa, eu am să pun așa, vreau subțire astăzi și punem așa aici. Am să prepar și cu voi și lămâia, ca să aveți idee cum arată. Așa. Și întindem așa peste tot. Așa. Și acum îl dăm la cuptor cu 180 de grade, având în vedere că este foarte subțire, o să vedem 10-15 minute, nu mai mult. Așa. Așa, ia să vedem. Așa arată. Să-l întoarcem. Opa! Este un blat umed. O să-l pun pe un grătar, așa. Vedeți cum arată? Ia, uitați. Așa. Și-l lăsați să se răcească pe un grătar.